prieteni, sunt din nou cu Neion. Sănătate, Neione, să fii sănătos. Prietenilor, vreau să vă spun ceva astăzi. Vreau să profit de faptul că este și Neion aici, să audă și el. Vreau să vă spun că eu profit de faptul că Neion lucrează la mine la casă și fac vloguri cu el de câte ori este ocazia. Aproape zilnic, aproape zilnic. Filmăm cât un vlog. Eu, pe canalul meu de YouTube, nu fac bârfă, nu fac discuții urâte, nu bârfesc pe nimeni, nu vorbesc de nimeni. Niciodată n-am făcut chestia asta și niciodată nu o voi face. Nu vreau să spun cum te numești dacă faci așa ceva. Nu, nu, nu numai pe YouTube. Dacă faci așa ceva în viața de zi cu zi. Nu vreau să vă spun cum se numești cei care fac chestia asta. După cum știți, eu am stat ani mulți în Spania. Ani mulți plecat din România. Aproape 15 ani. M-am învârtit printre fel și fel de oameni. Fel și fel de caractere. Fel și fel de oameni. Am învățat de la viață să trec prin viață. Am învățat de la viață, atunci când sunt atacat, să nu iau în seamă și să stau să gândesc de ce acea persoană mă atacă și să iau bine, să pun bine pe, în calcul ce urmărește. Pentru că în viață, când cineva te atacă pe tine, minte despre tine, vorbește urât despre tine, te bârfește, te mă rog, să știi de la mine că acea persoană are un interes să facă chestia asta. Când am apărut eu pe YouTube, pe la început, foarte mulți, foarte mulți v-ați alăturat alături de mine. Ați venit alături de mine, v-ați abonat, ați distribuit, mi-ați lăsat like-uri și acum la fel, foarte mulți vă abonați în continuare. Și vă salut cu respect pe toți și mă bucur. Văzând dușmanii chestia asta, că altfel nu pot să le spun, îmi pare rău, iertați-mă că sunt sincer și spun adevărul, dar am o vârstă și nu mai pot să ocolesc lucrurile, vorbele, pentru că am o vârstă și spun adevărul, știu, pe mulți îi deranjează adevărul. Adevărul uneori doare. Pe mulți dușmani i-a atacat, i-a durut chestia asta, că eu atrag oameni buni alături de mine și au început să mă lovească. Nu atunci, când eram la început. Au stat cu durere în suflet, au stat cu chin în inimă și au așteptat momentul să mă ridic, ca să spun așa. Să nu mă înțelegeți greșit. Au așteptat momentul să mă ridic, să dea cu piatra în mine. Dar eu v-am spus, eu în viață am învățat de la viață să trec prin toate. Să mă lupt cu viața. Eu sunt o persoană care m-am luat la lupte cu viața. Sunt o persoană care m-am luptat de la 18 ani să supraviețuiesc. Sunt un om care atunci când mi-a fost greu și cineva mă întreabă cum mă simt, eu îi spuneam că sunt bine. Dar nimeni nu m-a ajutat. Mulți se dăteau că îmi vor binele cu un interes. Ei se prefăceau că îmi vor binele,
Și eu mă prefăceam că îi cred. Foarte mult în viață mi-a prins de bine să-l las pe fraier să vorbească și eu să merg înainte. Cum e vorba aia, câinii latră, ursul merge. Niciodată n-am vrut să fac rău, pentru că eu știu, și așa am fost educat de bunica mea, că dacă faci rău, răul se întoarce. Faci rău? Bravo, Neioane. Un om cu o vârstă și cu multe în cap. Eu chiar dacă glumesc cu Neion, chiar dacă facem caterincă, chiar dacă facem pe nebunii, ne prostim, ne scălâmbăim, facem atmosferă să fie frumos, să treacă viața frumos. Noi suntem oameni cu capul pe umeri. Mai ales Neion, care o vârstă, Neion este un om de milioane. Dar când pornesc eu camera, el vorbește, glumește, se scălâmbă, cântă, dansează, sare în sus, să facă atmosferă. Băi, fraților, așa cum v-am spus, pe canalul meu de YouTube n-o să găsiți niciodată bârfă, răutate, dușmănie, invidie. Nu există așa ceva. Eu vreau să fac vloguri frumoase, am făcut vloguri frumoase până acum, voi face vloguri frumoase de acum înainte, pentru voi, pentru mine, pentru toată lumea. Eu când filmez un vlog, eu îl filmez și pentru mine, ca să știți. Că eu îmi urmăresc vlogurile. Și de câte 5-6 ori un vlog. Nu știu dacă mă credeți, dar vă spun cu mâna pe inimă, vă jur. Eu îmi urmăresc vlogurile și râd când îl văd pe Neion cum glumește. Pe cutare, pe cutare, cutare. Chiar și eu, când mai spun câte una și asta, râd și îmi place. Îmi place că eu fac acum. Eu râd de râsul meu. Bravo, Neion. Am fost foarte mult. La ce mici la melare mai râs? Aici, Neioane, auzi? Doar pământul ne astupă gura. Oh, băi, nu-i dau voie, îmi pun mască eu, n-am mască. Îți pui mască. Am fost și sunt și am fost, mă repet, dușmănit și împins să fac și eu valuri. Rele. Bravo, Neioane. Pentru că dracu există pe pământ. Unul la lângă tine, eu adică. Dracu există pe pământ și dracu te împinge de la spate să faci rău. Dar dacă tu ești cumpătat și ai capul pe umeri și ai învățat ceva din viață, nu cazi în capcană. Și îl lași pe dracu să se lupte singur. Și îl lași pe dracu să vorbească. Și îl lași pe dracu să bârfească, lasă mintă. Că dracu minte mult. Și eu merg pe drumul meu. A, voi o să spuneți, sunt și oameni care se alătură diavolului și oameni care, da, așa este. Așa, de când este pământul, sunt oameni care merg cu dracu și oameni care merg cu Dumnezeu. Eu v-am povestit întâmplări din viața mea și o să vă povestesc în continuare prin câte am trecut eu de la 18 ani până în momentul când m-am reîntors în România, 2019. Am întâmpinat atât de multe încât este greu, îmi este mie personal greu să vă povestesc prin câte am trecut. Dar vi le povestesc. Dar nu spui că ai fost la gălie. Viața pentru mine nu înseamnă avere. Nu înseamnă bani. Nu înseamnă bogății. Viața pentru mine înseamnă să am oameni buni alături de mine. Să fiu om bun, să fac un bine atunci când pot și inima mea și sufletul meu se răcorește. Mă simt un om puternic atunci când fac bine. Niciodată n-am făcut rău și nici nu vreau să fac rău. Niciodată. Într-adevăr, este o vorbă. Când faci bine, te uită repede. Când îi faci rău, te ține minte. Există vorba asta.
Dar pentru vorba asta, din cauza că, din cauza că au existat oameni răi, există și vorba asta. Într-adevăr, am făcut bine cui n-a trebuit și mi-am văzut rău, că mai e o vorbă. Pe cine nu-l lași să moară, nu te lasă să trăiești. Și am simțit-o pe pielea mea. Nu odată, de mai multe ori. Dar eu am zis așa: Doamne, Tu existi și ești acolo. Unde ești? Nu știu, dacă în ceruri sau unde o exista Tu, Dumnezeule, ai grijă de fiecare în parte și dă la fiecare după sufletul lui. După sufletul lui, nu după ce spune din gură. Doamne, eu sunt om bun, Doamne, eu sunt nu știu ce, Doamne, eu fac, Doamne, eu drept. Nu, Dumnezeu dă la fiecare după sufletul lui. Că una spui din gură și alta ai în suflet. Ne, Ioane, două secunde, te rog frumos, să termin ce am de spus. Da, că te mergi la cavalerul, că da, te omor. Două secunde să termin ce am de spus. Să mergi sub binii. Și vreau să-mi spui că ești un om trecut prin viață. Până acum am râs, am glumit, am făcut caterincă, dar acum vreau să vorbim serios. Vreau să-mi spui prin câte ai trecut în viață, de-a lungul timpului, de-a lungul anilor. Nu mai țin minte. Dacă vreodată te-ai lovit de vorba asta că Dumnezeu dă omului după sufletul lui. Exact, așa e din când lumea și pământ. Deci asta, vorba bine, asta faci, e spusă. Bine, găsești, rău faci, rău găsești. Nu se știe asta, măi, frate, ce să mai... Acu, după ce îi faci rău, te... Neione, Dumnezeu îți dă cu paru când faci rău? Nu. Te mai las. Auzi, dar poți să mori până nu plătești faptele rele? Te ia Dumnezeu de aici după pământ până nu-ți plătești faptele rele? Nu. Nu te ia. Asta știu și eu, să știi. După ce ți-ai toate la întrebări ce ai făcut rău, te ia Dumnezeu. Acum mergi tot ai aici. Plătit ce ai făcut? Haide, nu? Hai iad, că în rai n-ai cum să mergi. Noi toți suntem... Fraților, să știți că pe canalul meu de YouTube, până acum și de aici înainte, dacă vă uitați, găsiți doar lucruri frumoase, lucruri bune, caterincă și întâmplări din viața mea personală. Aici mă opresc și ne revedem din nou la următoarele vloguri, vă promit, frumoase. Până data viitoare, să fiți sănătoși și numai bine, să vă dea Dumnezeu. O zi bună, sănătate!